stă scris la lege și la mărturie. În Evanghelia după Matei, capitolul 9, cu versetul 2, stă scris. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului, Îndrăznește, fiule, păcatele îți sunt iertate. Astăzi sunt mii de oameni care suferă de boli fizice și care, ca și paraliticul, ar dori să audă cuvintele Păcatele îți sunt iertate. Povara păcatului cu neliniștea și cu dorințele lui neîmplinite stă la baza bolilor lor. Ei nu-și pot găsi alinarea câtă vreme nu vin la vindecătorul sufletului pacea pe care numai el o poate oferi va da putere minții și sănătate corpului Isus a venit să nimicească lucrările diavolului în el era viața și el spune am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug el este duh dătător de viață are și acum aceeași putere dătătoare de viață ca și atunci când vindeca bolnavii pe pământ și pronunța iertarea pentru păcătoși. Efectul vindecării paraliticului asupra oamenilor a fost de parcă cerul s-ar fi deschis și ar fi dezvăluit beneficiile unei lumi mai bune. Când omul vindecat a trecut prin mulțime, binecuvântându-l pe Dumnezeu la fiecare pas, și purtându-și povara ca și când ar fi fost ușoară ca un fulg, oamenii s-au dat înapoi ca să-i facă loc și cu fețe uimite se uitau la el cu ochii mari și optindu-și unii altora. Azi am văzut lucruri nemaipomenite. Fariseii erau muți de uimire și copleșiți de înfrângere. Văzuseră că acolo nu era ocazia ca invidia lor să aprindă mulțimea. Mânia săvârșită asupra omului, pe care ei îl lăsaseră pradă mâniei lui Dumnezeu, îi impresionase pe oameni atât de mult încât, pentru un timp, i-au uitat pe rabini. Ei au văzut că Hristos are puterea pe care ei o atribuiau numai lui Dumnezeu. Pe de altă parte, demnitatea purtării lui amabile era într-un contrast izbitor cu purtarea lor îngânfată. Ei erau dezorientați și umiliți, recunoscând, dar nemărturisind că în fața lor e o ființă superioară. Cu cât era mai puternică dovada că Isus avea putere pe pământ să ierte păcatele, cu atât mai mult ei se afundau în necredință din casa lui Petru, unde îl văzuseră pe paralitic vindecat prin cuvântul Domnului, au plecat să născocească noi planuri pentru a-l aduce la tăcere pe Fiul lui Dumnezeu.